Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin invențiile lor revoluționare, prin creativitate, muncă și curaj, au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu, născut la 5 noiembrie 1880 în Pașcani, a urmat cursurile Liceului Național din Iași, iar la București a studiat dreptul. Limba românească își urmează purificarea și ridicarea ei calitativă, dar mai este încă. Rămâne generațiilor tineri destulă trudă până la desăvârșirea acestui delicat aparat care e limba artistică. În 1910 a fost numit în funcția de director al Teatrului Național din Iași. În anul 1928 devine mare maestru al Marii Loji Naționale Franc-Masonice din România. Opera lui Sadoveanu, unul dintre cei mai importanti și prolifici prozatori români din prima jumătate a secolului al XX-lea, cu o carieră ce străbate 5 decenii, spuneam, opera lui Sadoveanu poate fi grupată în etape care corespund direcțiilor sau curentelor literare dominante în epoci și perioade. Cea de început, prima etapă sămănătoristă a primelor încercări, nuvele și povestiri. A doua, mitico-simbolică, din perioada interberică, reflectată în romane. Acțiunea are loc în general în regiunea istorică a Moldovei, cu teme preluate din istoria medievală și modernă timpurie a României. Să curățăm locul! Pregătiți plugurile să tragem brază! Abordează totodată alte stiluri, precum romanul psihologic și naturalismul. Deși în 1952 publică romanul istoric Nicoară Potcoavă, capodopera a genului, ultima etapă corespunde realismului socialist, dovezile fiind ușor de prezentat. A scris Mitrea Cocor. A scris în favoarea Uniunii Sovietice, a stalinismului, deopotrivă cu celebrul slogan Lumina vine de la răsărit. A primit premiul Lenin pentru pace, titlul de erou al muncii socialiste. La Pălticeni este singura casă construită de Sadoveanu. În 1907 cumpără 2 hectare de pământ și construiește casa după schițele făcute chiar de scriitor. Locuiește în ea 9 ani de zile, după care vinde casa, dar aici la Pălticeni a petrecut cele mai importante perioade din viață. Adolescența, prin anii maturității și aproape o treime din întreaga sau care este scrisă aici la Pălticeni. Mai rămâne multă muncă grea și atentă în însuși mediul care a produs și produce necontenit folclorul. Zădarnic îți închipui că ție destul a răsfoi colecții de zicători, ghicitori și proverbe, cântece și balade și să alegi la masă de lucru ce trebuie. Limba poporului se ascultă și se învață pe teren. Am petrecut și eu tomuri după tomuri de asemenea material și mi-a rămas din el mai mult colp, care m-a făcut să strănut. Unul dintre primii colaboratori ai revistei tradiționaliste Sămănătorul, înainte să ajungă un scriitor realist și adept al curentului poporanist, reprezentat de revista literară Viața Românească, colaborator al cotidianelor de stânga, Adevărul și Dimineața, mai târziu al Însemnărilor Ieșene, intrat în Partidul Poporului, Partidul Național Liberal Brătianu, Partidul Agrar al lui Constantin Argetoianu, susținător al monarhiei în timpul regimului autoritar al lui Carol al II-lea, înrolându-se apoi în Partidul Comunist Român, președinte al Adunării Deputaților, printre cei 5 membri ai Prezidiului Provizoriu al Republicii Populare Române, care a preluat conducerea statului după abdicarea regelui, președintele Uniunii Scriitorilor din România și membru al Academiei Române, s-a stins din viață la 19 octombrie 1961 în Vânători, Neamț, fiind înmormântat alături de Eminescu și de Caragiale. Astăzi v-am prezentat opera și activitatea lui Mihail Sadoveanu în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Mâine, Radio România Regional vă propune să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.